Ministerul Educației a lansat o licitație de 210 milioane de lei pentru instalarea de rețele Wi-Fi în 4.500 de școli. Sursa principală de finanțare este Uniunea Europeană, care va aloca 177 de milioane de lei. Restul de 32 de milioane vor fi asigurate de la bugetul de stat. În județul Cluj încă nu se știe câte școli vor beneficia de bani europeni pentru implementarea proiectului. La noi în județ, peste 70% dintre școli funcționează în mediul urban, deci aici nu ar fi nevoie de internet wireless, dar și în mediul rural sunt școli care au acces la internet. Încă nu știm cum se va aplica acest proiect, așteptăm să se termine perioada de dezbatere publică și vom vedea, a declarat inspectorul șef al ISJ Cluj, Valentin Cuibus. În timp ce Ministerul Educației vorbește despre proiecte de anvergură, în România 4 din 5 școli funcționează fără autorizații de funcționare. Mai mult, în peste 4.000 de unități școlare, copiii își fac în continuare nevoile în toaletele așezate în fundul curții. Aceeași situație se regăsește și în județul Cluj. În mediul rural există școli unde nu există toalete în interior, aici e vorba de școli din comune unde nu există racordare la apă curentă și canalizare. Statistica Direcției de Sănătate Publică Cluj arată că 87% dintre obiective au autorizații de funcționare, deci 13% dintre obiective funcționează fără autorizații. Obiective înseamnă și clădiri de școli, grădinițe, dar și clădiri administrative sau cantine, a mai spus Valentin Cuibus. La final de proiect, Ministerul Educației vrea ca 20.000 de echipamente wireless să fie instalate în 4.500 de școli din România. 54 de persoane vor fi instruite pentru administrarea și utilizarea infrastructurii.